și da, ăsta e ca mic. Păi e mic ăsta, nu e ăsta. De-aia nu uită la asta. Rechizitele la modă pun la grea încercare buzunarul părinților. Copiii își doresc penare, creioane și caiete inscripționate cu personaje de desene animate sau cu idoli din lumea filmului și a muzicii. Ghiozdanul musai să fie și el din aceeași categorie. Părinții înghit în sec și scot banii. Ghiozdanele cam scumpe, dar uniformele sunt bune. Acum ne mai orientăm și în altă parte să vedem dacă mai găsim și altceva. În ce clasă este? În clasa întâi trece. Cu Barbie. Și... Asta îți plac cel mai mult, cu Barbie. Da. În ce clasă trece? A treia. Ai vreo preferință? Hannah Montana? Hannah ce Montana. Se poartă acum? Hannah Montana. Asta îți place cel mai mult? Da. Venim în sprijinul clienților noștri, mici școlari, cu o gamă diversificată de rechizite, cărți, caiete, uniforme, cămăși de școală, tot ce le trebuie pentru a întâmpina așa cum se cuvine începerea anului școlar. Și într-adevăr, ofertele sunt generoase. Raioane întregi din hipermarketuri special amenajate pentru începerea școlii își așteaptă cumpărătorii. Prețurile pentru un caiet pornesc de la 1 leu și pot ajunge până la 10, iar ghiozdanele pot depăși chiar și 200 de lei. Am umplut coșul cu toate cele necesare pentru începerea anului școlar, de la uniformă până la penar, caiet sau pix. După un calcul simplu, minimul ajunge la 400 de lei dacă aveți un singur copil. Asta în cazul în care nu preferați ce se poartă în materie de rechizite, pentru că atunci ar putea să scoateți din buzunar un pic mai mult. Spre exemplu, un caiet inscripționat cu Barbie poate ajunge să coste 10 lei, în timp ce unul simplu costă doar 1 leu. Vestea bună este că mai sunt 3 săptămâni până la începerea școlii. Anul acesta elevii vor merge la cursuri din 10 septembrie, așa că mai este destul timp ca să vă convingeți copiii că merită să încerce și rechizite mai ieftine potrivite fiecărui buzunar. Desigur, pentru reușita acestui demers, exersați îndelung la capitolul negociere cu succes.